și mi-a găsit la proful meu pe exerciții de matematică. Da, mă, dar cu vocea asta așa... Nu ești pierdut. Nu prea. Nu prea ești. Dacă o să dați și voitesc... Nu prea ești. Nu mai ești. Zice, te rog. Problema 17, la 85, Bălăugă, dacă cineva e interesat. 17 la 185. 85, Bălăugă. Bălăugă. Diferența măsurilor a două unghiuri suplementare este de 47 grade. Două unghiuri suplementare. Să vedem dacă știu ei. Alfa și beta, zice. Alfa minus beta. Da. Egal cu 45, 47 de grade. 47 de grade. Aflați măsurile undurilor. Dar de ce nu puteți să faceți un unghiul de coadă? Poți, dar n-am notat cu litere. Aici putem să zice A, B, B, C, alfa și beta, să mătează. Nu vrea să mătează cu amic, știi, am unghiul. Da. Nu, A, O, B. A, O, B. A, din 3 litere. Din 3 litere. Da. Putem să notăm și așa. Dar ce înseamnă că sunt suplementare? Suplementare unghiurile. Unghiurile astea, alfa și beta, suplementare. Mai adaug asta. Alfa, beta, suplementare. Împreună adunate făcut colegi. Asta anunția. Deci mai adaug alfa plus beta de desubt egal 180 grade. Deci ne-a zis că sunt suplementare. Autorul ne-a strecurat următoarea întrebare. Știți voi ce înseamnă unghiuri suplementare? Știți cum aveți relația alfa plus beta făcut 180 grade? Am răspuns da, știm. Și acum ca să aflăm pe alfa și pe beta, cum procedăm? Adunăm. Adunăm pe cele două relații. O să fie beta să permite 2 de alfa, alfa egal cu? Este egal cu 227. 227 egale. De unde alfa va fi egal cu Davide? 2 alfa va fi egal cu 227 de grade împărțit la 2. Deci 227 de grade împărțit la 2, care înseamnă? Alfa egal cu... Da, 113,5. Dar nu pot să spun 1,5. 113 grade și 3 minute. Așa. Egal cu 113 grade și 30 de minute. 30 de minute. Și, da, și 30 de minute. Sunt să vă înțelegi dacă nu pun, am pus imediat 30 de minute. Dar beta, cât va fi? Păi beta va fi 180 grade minus 113. Deci beta egal cu 180 de grade minus 113 grade și 30 de minute. 30 de minute. Și cât face? 180 grade minus 113 și 30 de minute. Să vedem. Daria? 166 de grade și 30 de minute. 166 de grade, cred că e bine. 100... Dar e bine, bine 100? Nu cred că 100, eu zic 66 de grade. Așa, de 66. Nu 166. Oh, da. De 180, cred că 100. 66, da. Da, deci este egal cu 66 de grade. Și 30 de minute. Și 30 de minute. Așa este. Am aflat că am și pe beta. Deci ce a fost aici important? Să știți ce înseamnă unghiuri suplementare. Da. Mergem mai departe. Da. Da. Problema 18. Să se determine măsura unui unghi ascuțit dacă media aritmetică a complementului și a suplimentului său este cât triplu măsurii lui. Mai repet-o, da, mă da. Da, mai da. Să se determine măsura unui unghi ascuțit. Deci, A, O, B, cum vrea. A, O, B, mai. Da, A, O, B. Măsura unghiului A, O, B, egal cu cine. Știm că e ascuțit. Da. Ascuțit oare ce înseamnă? Mai mic de 90 grade. Bravo. Deci, el mai mic A, O, B, cu cine este egal al? Și A, O, B mai mic decât 90 de grade. Da. Și de, să determinăm măsura acestui unghi, dacă media aritmetică a complementului și a suplementului său, cum scriem asta, media aritmetică a complementului și a suplementului său. Deci, și cum scriem asta? Complementul lui... Adică A, O, B plus... Să facem o figură, domn profesor. Deci e vorba de unghiul... Hai să notăm asta. Ăsta e A, O, B. A, O, B.
așa cum... Eu notez cu alfa când vine așa de ușor. Da, alfa, literă, ca valoare, da? Da. Și deci să se determine măsura unghi ascuțit, adică ca dacă media aritmetică a complementului lui. Media aritmetică a complementului. Zici complementul, ziceți complementul. 90 de grade. Cât? Pe un l. Adică 90 grade, 90 grade valoarea unghiului drept, măsura unghiului drept. Dar ce înseamnă? Complementul lui alfa, copii, ziceți-l acum. Beta. Domn profesor, faceți. Da. Ca să iei să... Beta. Așa. Nu cât beta, este, cât este complementul? Cât este complementul? Daria? Zi prin trei litere, puneți ce, domn profesor? Bine. Complementul care e? COB. COB. Așa. Deci... complement, media aritmetică a complementului, a COB. Supliment, supliment. Și a suplementului. Suplementul care este, Davide? Punem D. Pune 0, domnul profesor. Așa. Nu e 180. Davide, care e suplementul de acolo? Citește-l. De trei litere. BOC. BOD. BOD. B e suplementul și BOC e complementul. BOC e suplementul, da? Da. Și media aritmetică a lor. Cum o să scriem? Vreți să notăm cu beta și altă litere sau vreți să notăm prin trei litere? Oricum. Prin trei litere. Sau cu X și Y, domn profesor. Trei litere. O să vă fie mai greu. Da, eu aș zice așa să notăm pe asta, deodată. Complementul X, gradii? Nu, 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 deodată. Deodată, 90 minus alfa? 90 minus alfa. Asta vreau să spun, 90 minus alfa. Minus alfa este complementul. Dar e de acord? Totul ăsta era de 90. Și dacă se gândim pe alfa, mi-a rămas 90 minus alfa. Complementul e 90 minus alfa, da suplementul. Păi e 180 minus... Minus cine? 90... Lasă-l pe ăla, suplementul unghiului. Minus 90... Alu alfa. Alu alfa. Da, suplementul care? E BOD. 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 A, 180 minus alfa. 180 minus alfa. Hai să luăm așa. Am un unghi 30 de grade. Cât este complementul său? 60. Da, suplimentul. 150. Ai, asta cum ai făcut? 180 minus 30. 180 am scăzut 30. Da. Din 90 ai scăzut 30. Daria, te-ai înțeles? Daria, am un unghi de 90, de 25 de grade. Da. Care este complementul său? 65. 65. Și suplimentul? Dar zi, 180 minus 25, așa ar vrea să ziceți. Asta mă interesează. Da. Că... așa calculul știu că știți să faceți. Deci... asta înseamnă 90 minus alfa, alfa, respectiv. La complement. Suplimentul? Suplimentul 180 minus acel unghi. Și dacă te faci media aritmetică? O secundă. Vreau să facem complementul plus suplimentul supra 2. Asta trebuia să spun. Deci când autorul ne-a spus, haideți să urmărim așa. Autorul ne-a spus așa. Fie un unghi ascuțit, am zis noi alfa, da? Media aritmetică, imediatul ai înțeles, sunt două valori, da? Două unghiuri. Media aritmetică a cui? A complementului și a suplementului. Media aritmetică a complementului și a suplementului. Și asta înseamnă 90 minus alfa, este cine 90 minus alfa? Complementul. Complementul. Plus Daria, plus celălaltul. 180 minus alfa pe 2, pe 2, e media aritmetică a celor două unghiuri, este egal, spune tot autorul, egal triplul unghiului dat. Egal cu triplul unghiului dat. Adică? Triplul unghiului dat. 3,80? Nu, păi triplul unghiului dat. Costul. 3 ori alfa. 3 da. 3 alfa. Păi da, mă citești odată. Da. Media aritmetică a complementului și suplimentului său este cât triplu măsurii unghiului. Egal cu de 3 ori alfa. Alfa. Triplu măsurii. 3 ori alfa. A unghiului a dat? A unghiului alfa? A unghiului dat. Cât e alfa? Unghiului dat. Unghiului dat, ca de la un altă în discuții. Da? Și aici ce putem spune? Echivalent cu traducerea următoare. Păi este echivalent. Că să îl dau pe 90 cu 180. Le poți scoate factor. O să spun 90. O să fie 90, pentru că zic scade. Da, da, scoaterea în factor. Pe 90 o să te iei.
Nu se ducă alfa și alfa, că sunt scăzute. Deci nu, nu-i minus alfa și plus alfa. Dacă ai fost minus alfa plus alfa, da. Dar așa, înțeleg 90 cu 180 face cât, Davide? 270 de grade și minus un alfa și minus încă un alfa, de fapt minus de 2 alfa, minus 2 de alfa supra 2 este egal cu cât cu 3 alfa. Da. Echivalent cu, aducem la aceeași numitor, știți bine la fracții, ca să fie aceeași numitor. Mulțim cu 2. Mulțim cu 2. Și sus și jos, da? Și bine, 270 minus 2 alfa. Nu. Și dacă mulți cu 2? Aici mulțim, sus și jos. Dacă ați face 270 minus 2 alfa. Dar asta înseamnă că trebuie să mulțim cu 2? Păi am zis că facem aici. Eu am zis că mulțim cu 2 ca să scăpăm de 2. Dacă vrei, mulțim cu 2 egalitatea, da? Da. Corect. Mulțim cu 2 egalitate. Așa bine, 270 minus 2 alfa. Ori 2, dar împărțit la 2, 2 cu 2 se simt. Da, 270 minus 2 este egal cu 6 alfa. Da, cu 6 alfa. Și adunăm 2 alfa. De aștia 2, da. Adunăm 2 alfa. 270 este egal cu 8 alfa. 8 alfa. De unde rezultă că alfa este egal cu 270 împărțit la 8, adică... Alfa va fi egal cu 270 împărțit la 8. Adică 30 și... Davide, rog să pat. Nu dă fix. Nu e nimic, dar ne descurcăm, trebuie să... Păi intră de 3 ori 24 și dă 30 și în 30 intră de tot 24, deci o să dea 33 și... Dea... Deci, haide să urmărim. Deci intră de 3 ori. 3 ori 8, 24, 3, da, 30, iar de 3, 3 ori 24, vine 6 grade rămân, da? 6 grade. Deci deocamdată am 33 de grade. 6 minute. Așa. Deci urmează să împărțim pe cine? 6 ori... 6 ori 60. Da, adică... 360 împărțit la 8. 360, acum, de grade. Împărțit la 8. Deci împărțim la 8. Păi da, noi trebuie să împărțim la 8, să facem împărțirea la 8. Nu? Și a rămas 6 grade. 6 grade, le gândim că sunt egale cu 3600 de minute. Și continuăm împărțirea la 8. Da. Și vine ce? Cât vine? 3.660. Păi 3.660 împărțit la 8. Și o să fie... De 4 ori 32. Da? Deci vine de 4 ori, 4 ori 32. Și rămâne 45 de minute. Deci alfa este egal, răspuns alfa, egal cu 33 de grade și 45 de minute. Aceasta e valoarea lui alfa, 33 de grade și 45 de minute. Hai să mai revedem problema, că nu am avut... Da. Deci nu am avut așa o reacție foarte rapidă și vreau să insistăm acum și să înțelegem exercițiul în intimitatea lui. Deci spune așa, aflați voi unghiul acela care are următoarea proprietate. Media aritmetică a două valori. Asta a însemnat ce? Știți sigur că le-a adunat și împărțit la doi. A căror valori? A complementului și a suplementului unghiului acela. Am vrut aici să vadă ce înseamnă complementul unui unghi, e 90 minus alfa. Ce înseamnă suplementul, e vorba de 180 minus alfa. Media aritmetică a celor două mărimi este egal cu de 3 ori unghiul dat. De 3 ori unghiul dat. Asta înseamnă să construim relația asta. E important să fie mai multe ori. Da. Deci dacă nu știm să organizăm relația din cele spuse de autor, nu facem nimic.
Insist. El a vrut să vadă ce înseamnă, câteva lucruri au urmărit autor, ce înseamnă complement, supliment, ce înseamnă media aritmetica, aritmetica două numere, și primul triplu unghiul acela. Da, și împărțirea, iar dacă știm și noi acolo, facem următoarea etapă, după ce am ajuns, ne-am lovit de această împărțire a lui 270 la 8, care nu se face exact. Nu s-a împărțit ca număr de grade exact, dar exact. Nu e nimic. Au rămas 6 grade, restul este mai mic decât împărțitorul, nu mai aveam șanse să continuăm împărțirea. De aceea transformăm gradele în minute și am zis cele 6 grade s-ar trebui 60 minute. Continuăm împărțirea, dar obținând minute acum. Mm-hmm. Corect. Da? Deci am vrut să vadă și împărțirea asta care îi o treabă, nu chiar la îndemână. Deci autorul prin neghiștul ăsta a verificat complementul, suplimentul, media aritmetică, rezolvarea unei ecuații din pe traseu, că, iată, era 2 supra 2 egal cu 3 alfa. Adică înțelegem mulțim cu 2 sau altele, produsul mezilor egal cu produsul extremă. S-a mai făcut la fracție. Dar, asta dacă, sigur. Dar dacă nu vă vine în minte așa, iată, Daria zice, hai să mulțim cu 2 peste tot. Corect. Că 2 cu 2 se simplifică și face 3 ori 2, 6 alfa. Și la momentul ăsta e o scădere, varianta lui Davide, am o descăzutul știut, scăzătorul, și rezultatul. Deci, e clar că adunăm un 2 alfa peste tot, obținem ecuația aceea și alfa, iarăși împărțirea aceea. Acum, câteva chestii destul de importante într-un singur exercițiu. Da, și acum ne... Următorul, acum la tare am problemă. Lucrăm un pic așa, ca să ne ia drumul, că mi se pare că nu mergem chiar repede. Da, dar e important, important să înțelegem. Înțelegem. Avem timp, dacă îi găsăm, exact. Poate săptămâna... Și mi-ar place să văd dacă știu, Daria, adică vorbesc, dacă să vorbești. Dacă e atent, îl urmăresc, chiar dacă e obosit, cât de liber. Daria, tu să vorbești, mami, ca să vedem dacă înțelegi suplimentul, complementul, cum stau lucrurile, ca să știm ce avem de lucrat, da? 19 de la pagina 185. Ce de la? 185. Măsura unui unghi reprezintă 2 pe 3 din măsura suplimentului său. Măsura unui unghi reprezintă 2 pe 3 din măsura suplimentului său. Adică aflat măsurile celor două unghi. Suplement ce înseamnă? Adică un unghi de 180. Nu e 180 grade, nu e un unghi de 180 grade. Un unghi mai mic de 180 grade care se completează cu încă unul și formează 180 grade. Deci dacă îți dau un unghi alfa, cât e suplimentul încă o dată? Dacă ai unghiul alfa. Păi dacă am unghiul alfa, suplimentul este 180 minus alfa. Asta e. Și complementul? Complementul? 90. 90 minus alfa. Suplimentul unui unghi, imediat. 180 minus alfa. Măsura unui unghi reprezintă 2 pe 3 din măsura suplimentului său. Cum traducem asta? Adică 2 pe 3 ori 180 minus alfa. Deci ce e 2 pe 3 ori 180 minus alfa? Adică 2, acum ar fi 2 pe 3... Suplimentul este 180 minus alfa, zicea? Da. Da, și adică măsura ar fi 2 pe 3... Din el, da, 180 minus alfa. Da, din unghiul. Da. E capul? Unghiul respectiv. Adică... Aici formulează ecuația, care asta mă interesează. Băi, citești mai rar. Deci, măsura unui unghi reprezintă 2 pe 3 din măsura suplimentului său. Asta e unghiul. Aflăm unghiul, dacă fac asta. Da, da. Alfa. Da. Asta. Da, adică alfa e egal, așa se traduce, alfa e, deci măsura unui unghi, alfa. Alfa e egal cu 2 pe 3, plus 20. Păi da, dar trebuie să fie egalitatea acolo, ecuația. Măsura unui unghi, adică alfa, este egal cu 2 pe 3 din măsura suplimentului său. Alfa, asta e, alfa, măsura unui unghi. Deci, alfa, egal cu 2 pe 3 din suplimentul său, din 180 minus alfa. Vezi, Daria? Deci asta e calitatea care, de care trebuie să o formă. Așa, tu îi spune 2 pe 3 minus 180 minus alfa. Ce să fac cu 2 pe 3 minus 180 minus alfa? Cine este asta? Alfa. Măsura unui unghi alfa este. Da? Asta e calitatea. Și acum o să... Cine e?
Tu te rog. O să scriu că L este egal cu 180 plus alfa. Nu e alfa asta. Alfa. Da? Da. Alfa este egal cu 180 minus alfa. O lucrăm pe 3 împărțit la 2. Deci ori 3. Nu era ori 3 plus 2. Nu. Faceți plus medilor de la plus extremilor copii. Deci 3 ori alfa e egal cu de 2 ori. O secundă să înțeleagă, că altfel dacă nu înțeleg, nu știu. Pe 180 minus alfa, ori 3 împărțit la 2. Deci ori 3, mă. Deci da, introduci și întreg un frate și faci 3. Nu știu, nu, nici nu știu ce să faci. Deci ori 3 împărțit la 2. Din contră, ori 2 împărțit la 3. Cum ar fi aia toată supra 3, mama. 2 ori 180 grade deci, minutal fac ce supra 3. Seamă, Daria, ce înseamnă 2 ori 3 din 60? 2 ori 3 din 60. Înseamnă că este vorba de 2 ori 60. Că eu pot zic 60 pe 1 aici. Adică 60 împărțit la 3 ori 2. Da, sigur. Ah. Ești nu mecanic. Atenție. Uiți aici că este supra 1. Și atunci înmulțim ăsta ori ăsta. Nu, că așa se pot să două fracțiuni, ori 2 ori 3 și ori 2 ori 3. Deci vine 2 ori 60. Bineînțeles că putem, dar ea acolo avea o problemă. Deci 2 ori 60 supra 3 ori 1. Sau și înainte de a face mulțirile, am mai vorbit, să fac simplificările, aici rămâne 3 cu 60, 20, și devine 20 ori 2. 40, da. Și 40 rezultat. Acolo, da, acolo nu putem să facem simplificări. Dar aici... Păi cum poți să faci, că e minus. Deci aici, și are în loc de 60 și toate paranteza. O traducem așa, ca alfa, egal cu 2 ori toată paranteza, 180 minus alfa, tot supra 3. Și acum ce facem? 3 ori 1, 3 ori 1, că aici a fost 1. Sus înmulțesc. Și acum poate facem cu rostul medie legal cu fixerul ăsta și mulțim dincolo partea stângă cu... Dacă nu... Noi putem, putem să... Zic. Mulțim totul cu 3. Da. Dacă mulțim totul cu 3 egalitatea, nu mai bine... Că 3 alfa aici. Este egal cu... 3 alfa este egal cu 360 de grade minus 2 alfa. Da. Și scădem un 2 alfa și... Scădem? Adunăm un 2 alfa. Adunăm un 2 alfa. Atenție, da. Da. 5 alfa egal. 5 alfa este egal cu 360 de grade, de unde rezultă că alfa, alfa este 360 de grade supra 5. Da, și o să fie 72 de grade. 72 de grade. Din nou am avut aici dificultăți. Vreau să, da, să încercăm să le eliminăm. Deci chiar formularea a fost o problemă. Recunoaștem asta, da? Când a zis că e 2 treimi din suplement, unghiul este 2 treimi din suplement, a spus egalitatea asta. Iar după ce am scris-o, a urmat calculul în sine, care a fost iarăși o problemă dificilă, pentru că voi aici spuneați 180 minus alfa ori 3 împărțit la 2. Tocmai pe dos. Dacă ar fi fost 3 doimi din el, făceam așa. Atenție, nimic de joacă cu asta. Bun. Hai să mai vedem... Mai facem una. Da? Da, da, te rog. 20 la 186. 20 la 186. Raportul măsurilor a două unghiuri este 13 pe 32. Raportul... Măsurilor a două unghiuri. Cum ziceți asta matematic? A, raport. Alfa pe beta. Raport. Raportul. Împărțirea a două unghiuri. Când zic raportul a două unghiuri, este vorba de fracția. Care de împărțirea a două unghiuri. Împărțirea a, da? Două unghiuri. Fracția nu înseamnă împărțire? Da? Iată aici. Raportul a două unghiuri. Adică cel de sud, numărătorul, și celălalt este numitorul. Adică împărțirea a două unghiuri. Cum nu le cunoaștem, spre alfa supra beta. Deci alfa... supra beta, că nu ești nici pe unul, nici pe altul. Egal cu 13 supra 32. Raportul ăsta e cunoscut. 13 supra 32. Aflați măsurile unghiurilor dacă sunt A, complementare, și B, suplementare. Deci odată să le luăm complementare. Adică A, alfa plus beta, deci în prim pentru caz, A. Alfa plus beta egal cu 90 de grade. Și iată, aceste două relații le avem. Cum vă gândiți voi să lucrăm? Păi, nu putem simplifica fracția 13 pe 32 pentru că 13 e prim. Bun. Și nu se... Bun. Numele prim între ele. Da. Deci, și 13 plus 32, adică... Bine, ce putem, este fracția? Adică,
putem să, o să multiplic, e două relații acolo. Deci putem ori să multiplicăm fracția, adică să facem 26 pe 62, pe 64 și să ajungem la 90 de grade adunate, ele două adunate, pentru că 13 pe 32 nu fac 90 de grade, asta înseamnă că trebuie obligatoriu să... Da. Deci dacă pe asta o privești numai pe ea și vrei să ajungi la 90 de grade, unde vrei să ajungi la 90 de grade? Adică vreau să găsesc pe alfa și beta, multiplicând acea fracție. Pe asta, dacă o privești și vrei să multiplici, da, să fii fracție echivalentă. Da, aș putea să scriu ca 26 pe 64. Sau 39 și eu, da, și eu l-aș afla pe alfa și beta. Și dacă eu îl aflu pe alfa și beta... Dar unde să-l afle pe alfa și beta? Unde bănești tu că se va întâmpla să fie 90 de grade? Păi, de exemplu, dacă eu îl afla pe multiplu cu 2, să fie 26 pe 64. Și acum îl faci. 26 pe 64 și... E raport? 26 cu 64 îți faci în urmă. Tu da, celălalt alfa pe beta este. Păi da, faci în urmă. Nu să fie suma. 24 pe 64, 26 pe 6, cu 64 fac 90 de grade dacă le aduni. Păi da. A să aduni numărătorii la numitori la numărătorii. Nu, mama, nu. Păi da, să discântăm aici, să vedem ce se întâmplă. Deci eu zic că merg mai departe, egal cu 26 pe 64, da? Dar. Și acum ce să fac? Davide, hai de noi și tu. Eu am avut o idee, să scriu pe alfa ca 90 minus beta. Corect, din a doua relație scoatem pe alfa. Și mă duc sus. Și locuiesc în prima. Deci, Daria, eu nu vreau să te repet, dar eu aș, mă întorc înapoi, Daria, la tine. Ai așa, ca alfa pe beta, este egal cu 26. O luăm pe asta, da? Alfa pe beta egal 26 pe cât pe? Pe 64. Și are șansa că vede că aceste două numere ar face 90. Da, da, ea știe proporții derivate. Nu știe. Ce? Și atunci hai să încercăm un pic să ne ducem. Nici nu repetim, că nu e corect. Deci din asta, Daria, putem să aducem numitorii la numărători sau numărătorii la numitori și obținem un alt raport, o altă valoare. Deci de aici rezultă altă valoare derivată, dar fără să mai am egalitate în continuare. Adică voi avea așa. Dacă adun numărătorii la numitori... Adunăm și de alfa cu beta. Deci, înseamnă așa, zicem, alfa supra alfa plus beta, că adună la aici. Deci vine alfa supra alfa plus beta egal cu 26 supra 26 plus 90. 26 plus 64. Deci alfa supra alfa plus beta egal cu 26 supra 26 plus 64. Adică am adunat numărătorii la numitori. Și am obținut o altă egalitate. Dar aceasta ți este de folos de data asta, că alfa plus beta este cât împreună aici. Alfa plus beta este 90. Atunci ea devine așa. Alfa supra 90 egal cu 26 supra 90. Iată cum am aceleași numitori. Și deci rezultă că alfa egal cu 24. 26. Și beta va fi egal cu 64. Beta va fi egal cu 64. Și 9 ne-a dat. Da. Deci, ați reușit și dumneavoastră? Da, cum faceți? Alfa 26. Stai un pic, deci am urmărit. N-am vrut să ne depărtăm, da. Că Daria ar fi fost supărată. Ea a avut sesizat un lucru, că 64-26 fac 90. Asta a fost șansa ei. Da, dar e corect așa, domnul profesor, dar știi la raporte derivate, ar putea să lucrezi așa? N-ar fi știut să ducă mai departe. Bine, ea nu știa, dar eu m-am folosit de inițiativa ei și am spus așa, când dintr-o proporție, dintr-o egalitate de asta, poți să adun numărătorii la numitori. Sau numitori la numărători și obțin o altă egalitate. Dar uite cum se scrie. Nu este aceeași ca valoare. Deci, raportul ăsta, 26 plus 64, e altă valoare decât au fost 26 plus 64, care era 13 plus 32.
Iată valoarea este aici. Eu n-am putut spune egal mai departe. Ci rezultă o altă am adunat numărătorii la numitori. Care se seamănă la altă valoare. Și în partea cealaltă, la fel, alta, alta plus tot așa de bine, Daria, puteam să scădem dacă... Sau invers, adunăm numitorii la numărători. Adică aveam fix alfa plus beta. Alfa plus beta, totul supra beta, este egal cu 26 plus 64, totul supra 64. Deci, și aici venea 90. Că știi, aici e 90. Și vine 90 supra beta, egal cu 90 supra 64. Deci îl puteai pe beta. Și deci beta este 64 și termin. Și apoi pe rușpea. Da. Însă, când știi proporții derivate, neștiind de această manevră, iată că puteam să fi lucrat direct așa, cum Davide. Deci, Davide, zi. Pe alfa putem scrie ca 90 minus beta. Atenție, Davide. Deci, în a doua relație, scoate pe alfa. Și îl locuiești în prima. Și zice, 90 minus deci, de aici rezultă, hai să scriu alfa, egal cu 90 minus beta. Și atunci avem 90 minus beta. 90 minus beta supra beta. Trebuie să lucrezi cu Daria. Egal. Beta cu beta. Dar stai să te fii minus. Nu. Daria, de-aia spun să lucrezi, să te fii în prezent, în negheșiți. Lucrează, nu scrie. Nu-i ca un desen așa scris. Deci lucrează, te rog. Deci am scos pe alfa de sus, care este 90 minus beta. Și egal cu 2. Da, ok, și 90 minus beta supra beta, egal cu 13. Supra și 2. Așa. Acum, ori facem produsul mieților egal, poți să o respecte. Restea așa înmulțite, că egal cu celălalt înmulțite, da? Restea tu, Daria, cum o să vină. Egal cu ăștia înmulțite. Deci de aici rezultă. 90 minus beta. 90 minus beta ori. Ori 32. Da. Este egal cu 13 beta. 13 beta. Calculul 2800. Omulții, Daria, de acolo. 32 ori 90 face... 2880. 2880. Minus 32 beta. Minus 32 beta, e calcul 13 beta. Așa. Unde rezultă că... Ce facem acum în relația aia? Păi vom aduna un 32 beta. În ambii membri. Da, adunăm 32. Și care urmărește, da? 2880. Rezultă 2880. Egal cu 45 beta. Egal cu 45 beta. Unde rezultă că beta egal cu... 2880 supra 45, 64 de grade. 64 egal cu 2880 împărțit la 45 și egal cu 64 grade. Care făcea cu proporții derivate și nu ați învățat. Egal cu 20 și odată știut beta, aflăm pe alfa, care este 90 minus beta. 26 de grade. Da? Deci alfa este egal cu 20 minus 64 și egal cu 26 de grade. Acum ai înțeles, Daria? Deci acum ar fi acolo x pe y egal cu 13 pe 32 și x plus y egal cu 90. Și poate pe x înlocuim în cealaltă relație. Da, deci încă o dată, cei ce ai sesizat tu ca în valori numerice, că speciau 90 de grade, te-am împins spre varianta ce să aduni aceste două. Dar trebuie să faci același lucru și în partea stângă. Că egalitatea asta presupune ce? Cum faci la fracția asta să faci la fracția cealaltă. Înțeles? Și chiar asta ți este dacă alfa plus beta este cunoscut. Acestea sunt... Și aflai mult mai repede, într-adevăr, dacă ar fi știut proporțiile derivate. Repet, a fost ocazia ca să amintim că dintr-o proporție să obțin ce înseamnă proporție, o egalitate. De fapt, ce acord? Uite, Daria. Deci ce a fost aici necunoscut? Raportul a două numere. Astea.